procentual în pregătirea și în, nu știu, în pregătirea unui meci? Cât contează studiu în cazul tău și cât contează instinctul de fost jucător, dacă pot spune așa? Da, studiu contează foarte mult, undeva la 85-90%, pentru că a face o analiză bună, a reuși să citești într-adevăr adversarul, e un lucru foarte important, pentru că știi cum să pregătești meciul, puncte forte, puncte debole, puncte slabe, reușesc să vezi acest lucru. Instinctul vine în timpul meciului și faptul cum citești meciul. Pentru că atunci nu ai timp de gândit, nu mai ai timp de... Acolo, într-o secundă, trebuie să iei o decizie. Acolo intervine instinctul mai mult. Acum am reușit să mi-ascult instinctul, să fiu lucid în timpul meciului, ceea ce e cel mai important pentru un antrenor. De-aia s-a întâmplat și ce s-a întâmplat în ultimele minute, pentru că eram foarte lucid și am zis, stai aici să câștig 2-1, 3-1, eu stai aici să calific echipa României, să nu uităm de ce sunt aici până la urmă și să nu mă aventurez și să fiu ca un începător și să dau dovadă de maturitate ca antrenor. Colegul și prietenul tău, Cosmin Contra, pare să aibă enorm de multă răbdare la Dinamo vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Acum mă sună, că vorbeam cu voi. Așa, și mai e încă antrenor la Dinamo? Pentru ce trece Cosmin, eu cred că nu e corect față de el și ceea ce ce se întâmplă la Dinamo, cred că nu e corect față de noi, de români, de suporterii dinamoviști, indiferent câți ar fi, dar în general de fotbal românesc. Adică acești oameni ce fac, mi se pare total aiurea și cred că anunțul sau ce au făcut pe CH o seară, am văzut la voi pe site, au dreptate 100%. Adică toată lumea ne acuză pe noi și eu am trecut în prima linie până lucruri de genul am fost jignit și așa mai departe pentru anumite personaje, ca să spun, care au făcut rău și fac rău imaginii României și acum din țările respective nu zice nimic, că vin și ne distrug un club de nivelul Dinamo. În spațiul public sunt oameni, inclusiv importanți, care nu s-au oferit să-i numească tâlhari și așa mai departe pe acest spaniol. Nu m-aș duce până acolo. Eu spun ce cred, nu trebuie să jignești un om ca să spun că nu sunt de acord cu ce face el. Nu m-ar ajuta cu nimic să-l numesc într-un fel sau în altul. Cum ai fi reacționat într-o postură de genul ăsta? Adică te-ai fi aprins mai repede decât Contra? Nu știu, sper să nu mă găsesc să fiu într-o astfel de situație, pentru că nu e bine nici pentru Cosmin și pentru cariera lui ca antrenor. Și știu, asta vă spun pentru că știu, Cosmin, vorbesc în fiecare zi, el când a venit la Dinamo a venit chiar cu sufletul deschis și nici nu cunoștea pe oamenii ăștia, doar pe unul îl cunoștea dintre ei. Dar a venit și a spus, e un proiect, o să vezi ce proiect extraordinar, a crezut foarte mult și a fost și el păcălit așa cum a fost păcălit toată sufletul Dinamo și toată România până la urmă. Cum îl simți, deprimat în momentul ăsta, deznădăjduit, căzut total? Dezamăgit. Nu, chiar așa de rău. Acum nu... Sunt lucruri care mai rele care se pot întâmpla, dar e foarte dezamăgit, în primul rând, pentru că venise cu un vis, venise cu un scop, venise avea un proiect și să vezi că totul a fost o minciună.